În primul rând, nimeni nu interzice pe nimeni din cetățenii Republicii Moldova. Eu stimez opinia oricărui cetățean al Republicii Moldova. Fie el minoritar care se consideră român, fie el majoritar care se consideră moldovean, fie el care se consideră ucrainean, rus, bulgar, toți sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Și pentru mine toți sunt egali. Eu am vorbit de interzicerea mișcărilor unioniste și partidilor care prin activitatea lor duc la sau pledează pentru lichidarea statalității Republicii Moldova. Exact aceeași abordare este în România, stimați reprezentanți mass media. Exact aceeași abordare. În România, dacă cineva ar pleda pentru lichidarea statalității române, prin lege este interzis și în 2008, dacă nu mă greșesc, la Iași și la Pușcărie eu pus pe conducători. Eu nu vreau nimic mai mult. Aceeași abordare care este la voi, exact să fie la noi. Vorba aceea, frate, frate, dar fiecare stăpân la dânsul acasă. De ce? Eu nu am nimic absolut împotriva statului român. Eu am spus de mai multe ori, nu am fost, nu sunt și nu voi fi antiromân. Dar am fost, sunt și voi fi antiunionist. Voi fi pentru păstrarea statalității Republicii Moldova. Și lucrul ăsta cred că este principal, important. Referitor la ceea ce, întrebarea care ați spus. Eu nu odată m-am adresat oficialilor români, chiar și prin scrisoare oficială, unde am rugat să explice, stimați prieteni, vecini, dar care este atitudinea voastră față de mișcările unioniste din Republica Moldova? Le susțineți sau nu? Eu am văzut declarații la nivel de prim-ministri a României care spuneau că trebuie să fie unirea. Și eu am văzut că oficialitățile din Republica Moldova tăceau la acest capitol. Mai mult, o să deschid parantezele. Eu am văzut declarația domnului Iohannis la întrevederea cu ambasadorii, unde spune că președintele Republicii Moldova ar trebui să se conducă de limitele Constituției. Eu vreau să răspund, colegilor, prietenilor. Poate până acum era primit să vină mesaje la președintele Republicii Moldova cum să se comporte. Vreau să vă spun că noi avem în Republica Moldova instituții de stat care pot da aprecieri referitor la constituționalitatea sau nu a deciziilor și pașilor președinților. Eu doar nu am venit să-i spun lui Iohannis de ce n-al pune pe Dragnea prim-ministru. Eu doar nu mă bag în chestiile voastre interne. Cu ce ocazie Iohannis să dea aprecieri acțiunilor președintelor Republicii Moldova? Încă o dată explic. Poate anterior lucrul ăsta se permitea și poate chiar și se dorea ca să vină cineva să dea indicații consilierilor prezidențiali din Republica Moldova sau președintelui cum se poartă. Eu vă stimez foarte mult, stimați prieteni. Dar haideți să ne stimăm reciproc. Eu sunt gata să merg în vizită oficială în România. Haideți. Și eu cred că una din a treia vizită după Bruxelles va fi la vecini, sau la Kiev, sau la București, vedem, cu toate sunt și alte solicitări de vizită oficială. Dar ar fi bine să mergem la vecini. Am discutat cu partenerii de bază, cu cel de Rusia, cu cel de la Bruxelles, haideți să discutăm cu vecinii. Dar haideți încă o dată, vă rog foarte mult, stimați prieteni de peste prut, haideți să ne stimăm reciproc. Asta mesajul meu foarte cald, liniștit și haideți să nu-i permitem unele declarații. Încă o dată vă spun, dacă ultimii 7-8 ani conducerea țării nu reacționa la mesaje de tipul unire, la indicații din partea dreaptă a prutului, eu vă spun că reacția din partea mea va fi. Poate nu vă va plăcea tot timpul, dar abțineți-vă și la unele comentarii.